Măsuratul oilor, unul din cele mai importante momente din calendarul popular, a primit de-a lungul timpului o semnificație deosebită, transformându-se într-o adevărată sărbătoare pastorală. La 5 km de Uricani, spre muntele și glăul mic din masivul Vulcan, drumul te duce cu greu, cu urcușuri și coborâșuri, fiind același drum pe care de mulți ani ciobanii își conduc oile către iarba grasă de munte. La fiecare cotitură, pădurea se rupe, dezvăluind o priveliște sălbatică, încărcată de mireasma crudă a munților. Când pădurea bătrână se desparte pe coama dulce a muntelui, găsim stâna din Șigleul Mic, străjuind mândră platoul muntelui. Credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune prea curate Maicii sale și de tuturor sfinților săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne aflăm în Șiclău Mic, la strunga din Șiclău Mic, aici unde în fiecare an cei care au voile, anul acesta în jur de 500 de mârzări, cum zic dumneavoastră, voi cuvate. În virtutea acelei tradiții și a unei bogate experiențe așa legate de una dintre ocupațiile de bază ale mobilanilor noștri, oieritul, păstoritul. Pe munții aceștia, Șigleul Mic se află în masivul Vulcan, aproape de Șigleul Mare. Șigleul Mare și Straja cred că sunt cele mai înalte vârfuri din acest masiv. Generații de-a rândul au crescut vite, oi și toate celelalte lor, regăsindu-se în această ocupație. Ocupație care le-a nobilat sufletul. Când au plecat de acasă, dânsii s-au regăsit în ceea ce au făcut acei, pentru că erau mai aproape de Dumnezeu. Venirea la munte este și, ca și prin analogie, un îndemn pentru a urca și mai aproape de Bunul Dumnezeu. Cu oile dumnealor și cu toate celelalte animale pe care și le-au adus anii urmă, veneau cu toate celelalte în vremea copilăriei celor pe care îi avem de aici. Veneau și cu găini, și cu porci, și cu celelalte animale dânșilor. Era o schimbare a habitatului dumnealor. O parte se desfășura în sat,
în clătunele componente ale uricanului și restul pe acei din primăvară până toamna târziu. S-au regăsit în tot ceea ce au făcut și generații de rând și-au preluat această noblețe, să spunem așa, pentru că nu e vorba doar de ocupație, doar de o anumită caracteristică a trăirii lor, ci era vorba și de faptul că știau să confere, știau să sfințească tot ceea ce era și ce ținea de trăirea dumneavoastră. În jurul boieritului gravitează și altele. Unde sunt animale, sunt și pășuni, unde sunt pășuni, unde sunt holde, unde sunt pomi, acolo se face dovadă că este un circuit așa închis în care se regăsesc. Creșterea animalelor le-a dat puterea aceasta și tăria ca să le ducă pe toate. Și au simțit pământul și toate acelea cu truda și costenea animalelor. Ce vedeți și noi asta, ci în anul trecut am venit și a fost așa o sincopă de câțiva ani, din pricin binecuvântat nu am putut veni. Am constatat că au îmbunătățit și au realizat foarte multe, în sensul cel mai frumos al cuvântului. Sunt oameni care se întrec pe sine în a fi generoși unii cu alții. Aici se creează comuniune, este o familie lărgită, nu mai este unul și altul, unii sau care, un număr sau știu altceva, ci e vorba de faptul că se constituie într-o familie. Toți fac parte din această familie și fiecare știe rostul, ascultarea sa și toate celelalte care vreau. În corlată sunt 497 de oi care vor fi mulse pentru a măsura vrednicia fiecărui momârlan, aflându-se astfel cota de caș care revine fiecarei familii, rânduiala la ciobănii și la stână. Măsurile sunt aceleași de sute de ani. Laptele strâns în bădău se măsoară cu știrca, după care se pune în tegătoare la închegat, cu cheag din rânza mieilor, ajungând mai apoi în stăcătoare, transformându-se în produsul final, cașul de oaie.
Mă numesc Moldovan Ciprian și am venit aici în acest munte cu 60 de oi și respectăm tradiția măsuratului ca de fiecare an. Ce înseamnă pentru tine această tradiție? Păi această tradiție este un obicei de la bunicii, străbunicii, fiecare neam al nostru, îl respectăm și îl trăim cu tot sufletul și toată inima noastră și vrem să-l ducem mai departe, cât putem, fiecare, cu multă muncă, că nu este prea ușor pentru noi să ținem atâtea oi aici. Nu neapărat oi, atâtea animale. Orice animal este greu de ținut, mai ales pentru tineri, că bătrânii, ei, pensia și se ocupă de ele. Și ca să conduci mai departe. Da, și se ocupă de ele. Noi mai mergem și la discotecă și la... Fiecare are satisfacția lui. Eu am o satisfacție foarte mare. Mă simt foarte mândru, foarte, foarte bine mă simt când ajung aici primăvara, abia apuc să prindem măsuratul, să fim toți aici uniți, că fiecare trăiește fiecare moment cum îl simt. Unii mai mult, alții mai puțin. Sunt șef de stână la Strunga și Glău Mic. A fi șef de stână trebuie să fiu un bun responsabil care se ocupe de vitele care sunt, de situația care e în munte, să coordonez toate treburile și lucrările care sunt la această strungă. În această strungă avem în jur de 500 de oi care sunt imaculate. De asta ați fost la măsuratul oilor, deci ați văzut măsuratul, cum s-a măsurat laptele, cum... procedurile prin care s-a trecut, deci mulți oilor, măsuratul laptelui și după aceea care vine petrecerea la stână. Altceva ce să vă mai spun de asta, deci... Ce înseamnă această tradiție? Asta se moștenește, deci cum ar să zic, din tată în fiu. Deci asta de când am fost mic copil, tot la această stână am fost. Deci... Am învățat de la bunici, străbunici, tot obiceiul ăsta care decurs, deci, la această stână. Și, deci, oamenii sunt foarte înțelegători, înțeleg, lucrează, își face fiecare datoria, nu ai treabă cu nimeni, absolut. Ce simțiți dumneavoastră ca șef de stână când vedeți aceste oi? Cum a fost măsuratul laptelui astăzi? Deci, ce simțiți dumneavoastră? Deci, eu mă bucur, în primul rând, pentru că la această strungă, față în alți ani, a devenit un colectiv mai mare de oi, deci un număr mai mare de oi. Deci față de anul trecut, în jur cu vreo 80 de oi mai multe de anul trecut. Deci înseamnă că tineretul se bazează și se axează pe crescutul oilor și pe animale. Oh,
Administrația locală din Muricani se implică cât mai mult în menținerea tradițiilor într-o perioadă în care este din ce în ce mai greu să eviți minimalizarea celor mai vechi aspecte din tradițiile locale. Când eram și eu ciobană, la 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 la, mâna-n purma îndeiană, la 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 la, dar o vreme a venit, la 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 la, să mă vedem bătrânit, la 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 la. Ne aflăm la Strâna și Glou Mic, unde revin, de fapt, cu plăcere, ori de câte ori este ocazia. Și cea mai bună ocazie, de obicei, este atunci când are loc acest eveniment tradițional măsurat oilor. Mă bucur să constat că anul acesta sunt mai multe oi ca anul trecut. A trecut de 500 de oi de la această stână. Și sunt convins că această tradiție de sute și mii de ani va fi continuată de cei care... Și dovadă stă faptul că s-a mărit față de anul trecut, față de acum 2 ani, de exemplu, numărul de oi. Asta ne dă o speranță că, pe de o parte, tradiția nu dispare, pe de altă parte, e și o nevoie, dacă doriți. Nu se câștigă foarte mult, dar eu cred că vine vremea când accentul pe produsele ecologice, accentul pe hrana sănătoasă, va reprezenta o perspectivă în sensul dezvoltării și realizării de beneficii pentru familiile care se ocupă de această îndeletnicire. Va reprezenta în timp un avantaj și din punct de vedere al confortului financiar și nu numai. Fiecare an, împreună cu alți colegi, cu primarul, cu consilieri locali, ne aflăm la măsuratul oilor pe jigloul mic, unde enogeneza poporului român spune că tradițiile nu au dispărut și nu dispar nici în aceste zile frumoase cum este ziua de astăzi. Noi suntem astăzi aici, suntem alături de localnicii muricăneni care astăzi își păstrează tradițiile, își păstrează obiceiurile măsuratul oilor. Este o tradiție, aș putea spune, care se păstrează ca un vechi obicei, un vechi obicei binevenit pentru urbea noastră, pentru localitatea noastră, care, după cum se cunoaște, și promovează tradițiile. Dar o vreme a venit, la 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 la.